Vedetele au luat cu asalt Amoliga. Iepureanu, Testemițanu sau Boreț se bat din nou pentru marele trofeu destinat amatorilor. Campionatul Moldovei la mini-fotbal a ajuns la cea de-a șasea ediție și a adunat la start peste 450 de fotbaliști, care evoluează la 29 de echipe. 16 formații luptă în Liga 1, iar 13 cluburi în Liga 2. După faza grupelor, în play-off-ul Ligii 1 se vor califica 8 echipe, iar în play-off-ul Ligii 2 vor ajunge 4 formații. Orice jucător liber de contract poate evolua la turneu. Fondul total de premii al Amoligii este de 42.000 de lei. Campioana Ligii 1 poate câștiga minim 10.000 de lei. E un record, dar cred că va fi plavanul, posibil să fie și mai mare, încercăm să creștem întotdeauna. Asta în dependență de numărul de echipe și de sponsor pe care să avem în caz că vom avea mai mulți participanți. Noi toate premiile care le luăm din turneu le dăm la caritate, pentru că suntem pentru organizația Suflet Generos. Și acum oficial declar că orice premiu care noi să-l câștigăm financiar, de cadouri, din turneul ăsta, o să-l donăm organizației. În primele etape la turneu au jucat mai mulți fotbaliști care au evoluat în divizia națională sau chiar pentru selecționata Moldovei. Este vorba de Testemițanu, Arbănaș, Gorceac, Istrati, Dadu, Bogdan, Melnic, Telefka, Șâșkin, Iepureanu, Șoimu, Maximov, Donica, Slavinski, Barboroș, Comlionoc, Boreț, Pânzaru, Tarasov, Veremia, Popușoi, Grosu, Pleșca, Bucșanu, Șendrea, Leucă, Țurcan, Potloc, Bolohan, Jepălău, Cucovei, Golban, Valuță, Muntean, Orbu, Modârcă, Panuța, Grițuc, Manali, Secu, Apostol, Levanov, Panaite, Ninicu, Trofin, Melnikov, Aga, dar și mulți alții. Sunt băieții care au jucat un an, doi, ceva în urmă, fotbal de performanță. Și Sergiu Daduș, Ionte Simțanu, sunt Băreț, Iepurean. E bine, interesant. Și noi suntem vedete în felul nostru. Dar noi, în primul rând, suntem prieteni. La noi nu există vedete, bogat, sărac, înalt, scund. Noi petrecem practic tot timpul în afara terenului împreună, suntem prieteni de mulți ani și, în general, ideea cu echipa a apărut din faptul că toți ăștia care noi suntem aici în echipă jucăm împreună de două ori pe săptămână între noi ca prieteni. Așa că la noi nu sunt probleme. Dacă vedeți, nu ne certăm spre deosebire de alte echipe, cine să joace, cine să nu joace. Avem un portar așa, mai puțin nebun, dar cum spune, portarul dacă nu are un pic de nebunie, nu-i portar. Și el la noi e 30% din echipă, așa că el e singurul care are voie să ne certe. Întotdeauna este plus să-i vezi pe jucători care au mai jucat sau din cauza vârstei nu mai pot evolua în divizia națională sau în divizia A și pot să performeze aici. Când sperăm să-i mai vedem și pe alte vedete aici. După etapa a patra, liderul Ligii 1 este Gold Travel. Locul 2 este ocupat de Pharma Prim, iar pe poziția 3-a se află Stealth. În Liga 2, pe primele 3 locuri se clasează Thermocom, Newton și Viking. 4 victorii din 4 e bine, sperăm să avem 15 din 15 până la sfârșit. Până acum, de când a apărut echipa Gold Travel, numai Orhione au reușit să ne câștigă niciodată, mai mult nimic. Noi în tot de ce ne apucăm, vrem să avem aur și să fim primii. La noi motoul sau primii sau deloc. Avem un colectiv foarte bun, să jucăm meci de meci, să câștigăm și să ne urcăm în clasament și după aia să vedem. Toți acum joacă foarte motivați contra noastră și arbitru un pic contra noastră. Luăm picioare foarte mult, joacă foarte dur contra noastră, dar ok, ne obișnuim. E mai ușor să ajungi sus, e mai greu să te menții, dar eu cred că noi o să putem să demonstrăm că putem să facem și una și alta. Echipele sunt foarte, foarte tare, într-adevăr. Să joacă corp la corp. E interesant. Cum spun românii, turneul jos pe lărie. Un turneu foarte interesant, bune echipe. Buni jucători sunt, care și-au arătat deja puterile. Și acum ne învață și pe noi puțin. An la an, nivelul competiției întotdeauna crește. Și eu sper că să nu ne oprim la faza asta, să mai creăm posibil și încă o ligă pentru alte echipe care nu țin pasul cu echipele date. În edițiile precedente ale competiției, campioane au devenit Spartak, Pharma Prim de două ori, Jeep Club și Gold Travel. Campioana Amoligii 2015, ediția de primăvară, va reprezenta Moldova în Liga Campionilor. Turneul va avea loc în Croația sau în Emiratele Arabe Unite. Merge la nivel european o vorbă despre crearea acestei ligi de nivelul cum ar fi Liga Campionilor și de asemenea va fi o conferință care va petrece campionatul european și cred că acolo deja se vom ști care va fi țara și cum va fi trași la sort. Dar oricum campioana care va fi din primăvară va merge la această competiție.